M-am apropiat de arhitectură prin clasa 11, în timpul liceului, când aveam o idee despre ce înseamnă arhitectură. Și apoi, pe măsură ce am început pregătirea pentru admitere, am crezut că mă îndrăgostesc din ce în ce mai tare de această profesie. Însă, pe măsură ce am parcurs facultatea, m-am lovit de tot felul de neplăceri în timpul facultății, ca zic așa, dar neplăcerile oricum se regăsesc apoi în realitate. Și atunci, facultatea a fost o pregătire foarte bună pentru realitate. Și am intrat practic în pâine prin concursurile pe care le-am realizat cu Wolf House Productions, cu biroul de arhitectură la care lucrez. Deci am câștigat o serie de concursuri și apoi am și construit câteva lucruri mai micuțe, după care am construit acest loc, Nod Makerspace, care este primul nostru proiect mai mare realizat. În ceea ce privește șansele de a profesa ca arhitect, eu nu aș putea să recomand ceva în direcția standard clasică a profesiei de arhitect, însă aș încuraja pe toată lumea să își autogenereze proiecte, pentru că societatea în care ne aflăm are foarte mare nevoie de ajutor în foarte multe direcții. Și atunci o direcție foarte bună este aceasta, de a autogenera proiecte care rezolvă soluții, care oferă soluții la probleme reale în societate. Și acest lucru înseamnă că poți face și arhitectură și amenajări interioare, poți lucra în echipe multidisciplinare. Deci, în realitate, e o experiență mult mai bogată decât a rămâne într-un birou foarte mic, în general, în cazul nostru în România, și a face aceleași lucruri obosite zi de zi. Un al doilea lucru pe care îl recomand are legătură cu experiența de concurs. Încurajez pe toată lumea să participe la cât mai multe concursuri, pentru că acestea creează un anumit tip de experiență și un curaj de a propune orice tip de soluții. După părerea mea, abilitățile pe care ar trebui să le aibă un arhitect, în afară de cele tehnice, sunt legate de comunicare și lucru în echipă. Acestea ar fi abilitățile cheie pentru a reuși să faci un proiect mai mare sau de impact în societate. Ca instrumente practice, pot spune că folosesc foarte mult pentru organizare toate programele de la Google Drive, respectiv Google Docs, Google Sheets, ce ar mai fi Google Calendar. Astea mă ajută să mă organizez. Și apoi programele tehnice, programele de arhitectură. În cazul nostru, noi lucrăm cu AutoCAD și 3ds Max, însă aș propune să se lucreze și cu alte lucruri mai simple, pentru că sunt destul de neprietenoase aceste două programe. În acești câțiva ani în care am profesat, pot spune că poți întâmpina multe obstacole, care și ca și arhitect, și aș enumera aici hârțogăraia la care ești supus când vrei să avizezi, autorizezi o lucrare, o construcție. Însă aș trece peste aceste obstacole și aș încuraja pe toți să fie foarte creativi, pentru că așa reușesc să își practice meseria.